Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. De o zi instabilă au avut parte azi locuitorii municipiului Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei s-a oprit la 27 de grade, iar la noapte sunt anunțate temperaturi de 16 grade. Mâine meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele patru orașe de la noi din județ. În Șimleul Silvaniei se anunță o zi cu maxime de până la 29 de grade și o minimă de 16 grade. De vreme plăcută vor avea parte și zălăoanii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei se va opri la 29 de grade, iar minima va coborî la 16 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde meteorologii anunță o maximă de 29 de grade și o minimă de 16 grade. Dar haideți să vedem ce ne rezervă vremea și în următoarele zile. Duminică, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cele minime se vor opri în jurul valorii de 17 grade. Ziua de luni se anunță frumoasă, cu temperaturi ridicate. La amiază sunt prognozate temperaturi de până la 26 de grade, iar noaptea minima anunțată este de 17 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. La revedere!